Ne pierdem printre zecile de cărți și rețete și mulțimea de reguli de diversificare a alimentației. Miza este foarte mare, felul în care mănâncă bebelușul fiind una din grijile cele mai importante ale unei mămici. Soluția la o problemă atât de complexă este un set clar de reguli și o carte de bucate personalizată după gusturile micuțului tău. În minutele următoare, Eugenia de la diversificare.ro ne dă încă o idee de rețetă de diversificare pe care să-i o propuneți micuțului vostru. Nu-i dați copilului lapte de vacă de băut în primul an de viață. În schimb, puteți să gătiți cu lapte de vacă. În România, de exemplu, se dea foarte des la copii brânza de vaci făcută acasă, griș sau orez cu lapte. Puteți, de exemplu, și să adăugați un pic de lapte într-un piure de cartofi. Lactate sub forma de iaurt sau brânza pot fi date treptat la copil în primul an de viață. Mergând mai departe pe ideea Claudiei, aceea de a da lactate sub formă de iaurt sau brânză în primii ani de viață al copilului, pentru astăzi vă prezint o rețetă pe care o voi face împreună cu fetița mea Nadia, despre care poate ați mai auzit vorbindu-se. Grisine cu parmezan. O rețetă bună pentru copii începând cu vârsta de un an. Haideți să vă prezint ingredientele pe care le voi folosi eu. 50 de grame de unt, 375 de grame de făină, 10 grame de drojdie, o linguriță de semințe de chimen, 120 de grame de parmezan ras și aproximativ 200 de ml de lapte. Primul pas în prepararea acestei rețete va fi să topesc untul împreună cu laptele pe foc, iar temperatura compoziției să nu depășească 37-40 de grade. Puteți face lucrul acesta încercând temperatura cu degetul. Nu ar trebui să vă frigă, nu ar trebui să-l simțiți rece. Vreau drojdie. Ce vrei? Drojdie? Punem și drojdie. Și am să mai mestec pentru a se topi toată cantitatea de unt. Atunci când ai copii în bucătărie, ar fi bine cu coada ochiului să fiți cu privirea spre ei. Acum voi adăuga cele 10 grame de drojdie. Să micozesc parmezanul un pic. Pune mami un pic de drojdie și în farfuria Nadiei. Puteți pune 12 grame de drojdie. 10 pentru dumneavoastră, 2 pentru copii. Următorul pas va fi să încorporez parmezanul. Ți-ai pus parmezan, Nadia? Da. Perfect. Pune și mami. Pe toate pune mama. Pe toate pune mama. Puteți pune mami puțin lapte. Adăugați laptele în care ați dizolvat untul și drojdia și începeți și frământați. Nadia, ești gata? Ai frământat cocata? Da. Perfect. Hai să mergem să o întindem. Acum vom lua coca și te uiți să vezi ce face mami cu a ei. O întindem așa cu mâinile. O împăturim. Întindeți coca într-un format al unei foi A5 de cel puțin 2 ori. Acum vom pune acesta luat în castronul inițial. Vom acoperi castronul cu un prosop și îl vom lăsa la crescut timp de 30 de minute. După ce am frământat coca, am lăsat-o să crească, am repetat procesul de frământare și am mai așteptat încă 30 de minute. Acum voi lua coca. Cine le ia coca? Întindem coca cu sucitorul. Veți avea nevoie de un blat lucios pe care să puteți întindeți această cocă. Întinde și Nadia. Până când întinde Nadia, eu pregătesc tava și puțină făină. Aici vom pune grisinele. Presărăm câteva semințe de chimen. Și acum vom dăia coca în fâșii. O să fac și mai mici și mai mari. Ce faci, mamă? Eu rulez. Tu ce faci? Cine le rulez? Perfect. Hai să le rulăm împreună și să le punem după aceea în tavă, da? Stai un pic. Să te facă mami. Te-a făcut mama gol. Grisine face mama, împreună cu Nadia.
Acum le voi băga la cuptor timp de 30 de minute, iar cuptorul setat la 180 de grade. 30 de minute. Aceasta este rețeta de grisine cu parmezan. O rețetă excelentă pentru copii începând cu vârsta de un an. Copii mai mari! Și pentru copii mai mari! Rețeta completă de grisine cu parmezan o puteți găsi pe site-ul diversificare.ro. Poftă bună! Nu știu! Fufa, infinite! Excelente!